Bună! Pe EMAG găsești orice, dacă știi cum să cauți. Hai să-ți arăt cât de simplu e! Mai clar, vreau să-mi cumpăr un DVD. Dar căutând după termenul simplu DVD, primesc o mulțime de rezultate care nu mă interesează, precum filme sau DVD playere. Ca să primesc doar DVD-uri, specific categoria în care vreau să caut, medii de stocare. Să zicem că vrei neapărat un frigider vândut de Flanco. Scrie în bara de căutare, frigidere, vânzător, 2 puncte, Flanco. Ca să excluzi un anumit cuvânt, pune un minus în fața termenului respectiv. De exemplu, cauți ochelari de soare colorați, dar nu-ți place verdele. Cu un minus în fața cuvântului verde, îți afișăm ochelari de toate culorile, mai puțin pe cei verzi. E valabil și în cazul în care nu vrei să vezi produse vândute de o anumită firmă. De exemplu, dacă vrei să excluzi din căutări produsele vândute de EMAG, tastează așa. Minus, vânzător, 2 puncte, EMAG. Dacă trebuie să te încadrezi într-un anumit buget, poți căuta produse doar în acest interval. Să zicem că ai 1000 de lei. Scrie televizor preț, 2 puncte, mai mic 1000 și primești rezultate doar cu televizoarele cu prețul sub 1000 de lei. Sau poți stabili un interval între 1000 și 1500. Vreau să-mi cumpăr un televizor. Pentru mine este importantă părerea altor cumpărători, așa că o să caut doar modele cu review-uri cu rating peste 3. Uite cum fac. Televizoare, rating 2.3. Ți-am spus că e simplu!